În municipiul Orhei continuă lucrările de modernizare a infrastructurii orașului. Renovarea străzilor principale a fost finalizată, iar reabilitarea drumurilor secundare este în plină desfășurare. Astfel, au loc lucrări de reparație în cartierul nordic și mai exact la drumul de ocolire, strada Iachir, care leagă acest sector de traseul Orhei-Rezina. Pe aproximativ 400 de metri a fost așternut un nou strat de asfalt, s-au înlocuit bordurile, au fost amenajate trotuarele și amenajate intrările către locuințe. Locuitorii din zonă susțin că proiectul este unul mult așteptat. Foarte bine face, că era o murdărie aici, era gunoi aici, era drumul foarte, foarte, foarte rele. Da, amuie de când amuie, se face foarte bine, trotuarele se fac bine, drumurile se fac bine, e foarte bine. Pentru copii și pentru noi. Eu, ca persoană care locuiesc de 15 ani în sectorul nordic, și ca pieton, și ca șofer mă aflu de 10 ani, am așteptat foarte mult. Acest drum, cu părerea mea, de mult, toți mulți șoferi au așteptat să se repare acest drum, că aveau gropi, era imposibil să merge cu automobilul. Oamenii sunt foarte, foarte bucuroși de acest proiect. Acum este foarte plăcut. Vin oameni chiar din Chișinău, din alte orașe, din Bălți și toți se bucură de aceste lucruri. Acum poți să înțelegi că acesta este orașul Orhei. Oraș, dar nu sat. Viața se maturizează și devine mult mai cultă, pentru că se spune că nu doar în casă trebuie să fie totul în ordine, dar și în jurul casei trebuie să fie totul aranjat. De aceea este foarte bine gândit și sunt proiecte importante, moderne și oportune. Sunt foarte bravi cu această problemă, lucrează onest și în fiecare zi se văd rezultatele. De pe strada Iachir ajungem la șoseaua de ocolire, unde se lucrează de zor la reparația acesteia. Inginerul șef al întreprinderii municipale Servicii Comunal Locative din Orhei, Nicanor Pulbere, a spus că drumul nu a fost reparat de aproape 6 decenii. Acum noi ne aflăm la drumul de ocolire în cartierul Nordic, care n-a fost reparat cred de vreo 60 de ani sau în genere n-a fost reparat și este necesar ca să fie reparat, pentru că leagă traseul central cu municipiul Orhei. În afară de aceasta, lungimea acestui drum de ocolire este de 400 de metri. Potrivit lui Nicanor Pulbere, în proiect sunt angajați 75 de muncitori care sunt dotați cu tot echipamentul necesar pentru a efectua lucrările calitativ și în termen, conform celor mai noi standarde. Acest proiect va fi terminat pe etape, etapa 1, 2, 3, până când, undeva data de 7 iulie, va fi dată în exploatare prima etapă, până la drumul de ocolire se cheamă. Vreau să spun că drumurile sunt reparate la nivel în orașul Orhei. Oamenii sunt mulțumiți de trotuare, de partea carosabilă care se repară, indicatoare, tuierii, marcajul, iluminarea 100% în municipiul Orhei este. Echipa de muncitori lucrează într-un singur schimb, de dimineață până după amiază târziu, în măsura în care le permit condițiile meteo. Etapa importantă este așternerea stratului de finisare a asfaltului, care mai apoi este netezit și compactat cu grijă. 8-10 centimetri, acesta este un strat potrivit. Iată acum îl nivelați, iar mai departe ce urmează? Îl vom compacta într-o zi. Câți ani oferiți garanție? 50 de ani. 50 de ani. Aflat la fața locului, primarul orașului Orhei, Pavel Verejanu, spune că lucrările decurg conform planului. Potrivit lui, drumul de ocolire din cartierul nordic este foarte important pentru locuitori, iar proiectele nu se opresc aici. Pe același șantier, un alt obiect important îi așteaptă pe orheieni. Totodată, vedeți aici, în partea stângă, va fi și centrul de salvare. Este o construcție nouă, unde la fel noi am delimitat și le-am dat în posesie pământul pentru a fi un centru cel mai dezvoltat medical de salvare. Sursele necesare pentru acest proiect au fost alocate din bugetul local. Totodată, Pavel Verejanu a explicat de ce lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere, atât în raion cât și în oraș, sunt de câteva ori mai ieftine decât lucrările similare din alte localități ale țării. Totodată vreau să menționez că anume licitațiile care le facem noi și aici este în subordinea și în gestiunea întreprinderii comunal-social-locativă a
municipiul Orhei, deci ei sunt acei care ne fac drumurile deja ani la rând, este al patrulea an consecutiv de când în municipiul Orhei serviciile comunale locative amenajează, se ocupă de iluminat, de asfaltat străzile în municipiul Orhei. Deci asta este la fel un proiect al lui domnul Ilan Șor, deci încă de la el se trage. Când am creat în interiorul acestei întreprinderi municipale o secție unde oamenii au fost angajați la lucru, învățați, și vreau să vă spun că asta ne face ca asfaltarea drumurilor să ne fie cel puțin cu 25% mai ieftin decât alți licitanți. Și plus la asta, evident, am creat și locuri de muncă. Deci când dorești, când ți-o propui, întotdeauna se primește. Implementarea tuturor proiectelor în municipiul și în întreg raionul Orhei nu ar fi fost posibilă dacă nu ar fi existat un management eficient, a declarat președintele raionului, Dinu Țurcanu, care a fost și el prezent pe șantier. Municipiul Orhei, ca model de dezvoltare, continuă să uimească, dacă vreți, la modul pozitiv, felul în care administrează treburile publice, și aici este de apreciat imboldul pe care l-a dat încă 5 ani, încă 8 ani în urmă, care a fost dat de către domnul președinte Ilan Șor. El a fost cel care a fost catalizatorul acestor procese. Este o cale de acces importantă pentru locuitorii sectorului nordic și nu numai. Și iată că așternerea asfaltului vine să fluidizeze traficul, vine să creeze acea operativitate, vine să creeze până la urmă acea comoditate pentru întregul sector nordic și nu numai. Ne bucurăm și noi și sigur că autoritățile raionale intervin de fiecare dată cu sprijinul necesar, cu competență, cu resurse financiare atunci când este cazul. Pe lângă proiectele de îmbunătățire a infrastructurii rutiere și curțile blocurilor, dar și a locuințelor sunt în proces de modernizare. Spun că vor construi aceste drumuri, iar asta va fi bombă. De fapt, este minunat, pentru că atunci când trebuia să ajungem la stația de așteptare, era necesar să mergem pe alt drum, unde tot timpul circulau automobilele, iar acum va fi mai sigur. Autoritățile mai promit un alt proiect de anvergură, și anume construcția unui parc denumit Orhei pe malul lacului, unde va fi creată și o zonă de odihnă pentru orășeni. Potrivit primarului, scopul municipalității este de a se dezvolta și a crea un trai confortabil și plăcut. Evident că toți locuitorii municipiului Orhei sunt în așteptare ca să venim și la ei în Mahale cu repararea drumurilor. Neapărat vom veni. Deci ce este plăcut din partea orheienilor, că fiecare își are răbdare, ei ne susțin în toate proiectele noastre, având în vedere că an de an noi îmbunătățim calitatea vieții în municipiul Orhei. Precizăm că până în 2022, la inițiativa echipei lui Ilan Șor, au fost renovate 85% din drumurile secundare și principale din municipiul Orhei.